Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții pentru luna octombrie cu oracolul porților, pentru a vedea la ce ne putem aștepta în luna octombrie, care vor fi reușitele acestei luni din punct de vedere profesional sau din punct de vedere relațional. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele: piatra albă, piatra roz sau piatra mov, gândindu-vă la săptămâna octombrie, care va începe de marți încolo. La ce vă doriți de la această lună? Dacă aveți o întrebare la care doriți un răspuns în mod special pentru luna octombrie, puteți să o și puneți. Dacă nu, vom vedea aspectele generale. Alegeți-vă varianta ca de obicei, bazându-vă pe intuiție și după cum rezonați cu aceste culori, cu aceste pietre. Și voi începe pentru început predicția pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe de cristal. Așadar, să vedem pentru luna octombrie la ce vă puteți aștepta. Aveți grijă că sunteți supuși la probe în luna octombrie. Mi s-a întors o carte și mi s-a întors o carte destul de... Veți avea parte de niște schimbări, poate de niște transformări. Veți fi împinși cumva, obligați cumva de soartă, de destin, de karmă. E o karmă care trebuie să o plătiți, aveți niște datorii de plătit și atunci vă împinge cumva destinul să plătiți aceste datorii karmice. Datorii pot fi financiare, relaționale, sunt lecții de învățat. Da? Deci haideți să vedem pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe la ce se pot aștepta în luna octombrie. Veți primi vești, veți primi vești, veți comunica, veți socializa, da? Deci este o lună a comunicării și a socializării. O lună poate legată cu comunicarea, poate să fie legată și de câștiguri, dar și de relații. Haideți să vedem cartea care vorbește despre trecutul apropiat, care are influența asupra prezentului în această lună, despre influențele prezentului și deciziile pe care trebuie să le luați. Și cea de-a treia va vorbi despre viitorul acestei luni, la ce vă puteți aștepta în această lună, pentru că, în mod propriu-zis. Deci, trecutul apropiat, da, vi s-au închis niște porți, niște uși, sau voi v-ați izolat de niște persoane, de niște situații, v-ați retras, da? Pentru că această carte și încă vă mai influențează această poartă închisă. Deci ați avut o situație de constrângeri, poate, da? Deci vi s-a închis ușa în nas, nu vi s-a dat răspunsul pe care l-ați așteptat, da? V-ați despărțit de o persoană, poate, nu? V-a închis ușa, n-a mai vrut să mai fie cu voi, nu știu. Sau voi ați făcut acest lucru față de... Ați pus o poartă între voi și altcineva sau altceva într-o situație, v-ați departajat de aceste persoane, de aceste situații. Și acum mai are încă influență în această lună. Ca și aspecte prezente în această lună, deci cu ceea ce vă veți întâlni în această lună zi de zi, veți avea multe perspective, multe oportunități, veți avea o energie destul de pozitivă, pentru că mi-a ieșit poarta orizontului, ceea ce îmi vorbește despre faptul că aveți multe vise, aveți multe speranțe de la luna octombrie, probabil ceea ce nu vi s-a realizat în luna lui septembrie, doriți în luna lui octombrie, pentru că și există șanse. Există șanse să o relaționați mai mult, să comunicați mai mult, să vă înțelegeți mai bine, să vă atingeți obiectivele. Veți avea mai multă claritate mentală, mai multă luciditate. Vă veți face noi planuri, noi proiecte, da? Vă vin poate noi idei. Este o carte foarte pozitivă, deci luna octombrie stă sub semnul pozitivității. Da? Deci încă mai aveți această reticență cu această ușă închisă care ați pus-o între voi și lume, între voi și o relație, sau ușa pe care a pus-o între voi, între lume și voi, a pus-o lumea între aceasta și voi, da? Deci încă mai are influență, încă vă mai creează dificultate. Dar veți trece, pentru că aveți această carte pozitivă care indică că veți avea idei clare, că în sfârșit ați înțeles, poate în această lună veți înțelege ceea ce vă doriți și ceea ce puteți face.
practic vă sugerează această carte că ar trebui să mergeți înainte, fără să ezitați în visele voastre, să vă urmați destinul vostru, deci bazându-vă principiile voastre, da, de viață, valorile voastre, deci să vă urmați strada voastră, cum, drumul vostru, da? Pentru că aveți multe ocazii care vă favorizează, aveți multe oportunități. Dacă, din punct de vedere al dragostei, această carte vorbește că probabil că voi aveți în minte să stați împreună cu o anumită persoană sau veți face mai multă veți clarifica mai relația în această lună sau veți avea ocazia să cunoașteți pe cineva, da? Deci, în orice caz, în această lună se va clarifica o relație, o relație pe care vă veți clarifica voi, poate, pentru că aici mi-a apărut deja poarta închisă, deja ca și cum aș închis această relație. Și atunci, acum, vă veți clarifica mai bine sentimentele, că a fost poate o apă de ploaie, că poate nu merita, sau poate există șansa, vedem ce spune și cartea următoare, să se și reîntoarcă la voi, să vedem. Nu, mi-apare singurătate, deci persoanele care și-au ales varianta pietrei albe, mai degrabă pot spune că dacă s-au despărțit de o persoană, își vor face clarificare în minte, le va merge, au multe vise, au multe șanse, oportunități să cunoașteți chiar alte persoane, dar aveți aici singurătatea, deci îmi spune, mi-a ieșit poarta lunii, deci în viitor vă așteaptă și... Deci e posibil să meargă și pe luna în noiembrie acest lucru, pentru că are influență, sper, luna următoare, cartea aceasta. Este vorba despre o femeie aici, sau o femeie joacă un rol important în viața voastră, fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați, o femeie înțeleaptă, dar care are foarte multe secrete, poate, care nu vi le spune până la capăt. Este o carte pozitivă pentru că mi-au ieșit toate cărțile drepte, ceea ce îmi spune că este o carte bună, dar vorbește despre singurătate. Poate ar trebui să vă îngrijiți și de sănătate în același timp. Sau poate pentru unele dintre voi este foarte posibil să vă căsătoriți sau dacă sunteți bărbați să vă găsiți, să vă întâlniți femeia visurilor voastre, să vă planificați să vă căsătoriți, să vă mutați împreună cu femeia visurilor voastre. Pentru că această femeie vorbește de o femeie căsătorită sau de o femeie care se logodește sau apare aici vorba de sentimente, sunteți mai emotive, mai emotiv, da? Aveți aici parte de sentimentalisme. Da? Deci poate voi vi le manifestați sau o femeie și le manifestă, da? Vă va influența această femeie, poate să fie o femeie din familia voastră, semănați cu mama, nu știu, cu cineva care va cu bunica, aveți acel sentimentalism, acea emotivitate, acea trăire emotivă care o avea, o moștenire din familie. Practic, cartea vorbește despre faptul că nu este o influență negativă neapărat, dar vă puteți aștepta și la neplăceri din cauza unor secrete, poate. Poate că este o persoană mai dificil de înțeles, da? Sau de gestionat. Oricum, această carte... indică o poveste de dragoste. Deci este posibil să aveți o parte de o poveste de dragoste cu o femeie sau voi, dacă sunteți femei, să trăiți o poveste de dragoste care este bazată pe propriile valori, pe propriile principii de viață. Poate să fie așa. Deci are un aspect destul de pozitiv această carte, dar pentru unii mai semnifică și singurătatea, izolarea, care mi-a ieșit de aici. Pentru că există oportunități, dar oportunitățile depind de voi, de felul vostru, cât sunteți de realiști în ceea ce vă doriți, în ceea ce... Da, deci dacă vă doriți mai mult decât exprimă realitatea, vă poate oferi realitatea, s-ar putea să fiți dezamăgiți. Dacă acceptați lucrurile așa cum sunt ele realistic și nu aveți pretenții prea mari, atunci este posibil ca să fie și o situație... care să se, într-o relație, să se ducă la bun sfârșit. Da? Cam asta e pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei albe.
Haideți să vedem pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei roz, cum va fi luna octombrie, din punct de vedere financiar și relațional, la ce vă puteți aștepta și vouă vi se grăbește poarta orizontul. Veți avea niște oportunități și niște zeul, divinitatea care vă oferă niște chei. Dar vă oferă niște chei cu duș și întors, trebuie să știți să folosiți acele chei. Da? Acele soluții, cheile înseamnă soluții, oportunități, idei noi, prin fel de fel de situații. Da, uite, a ieșit iar cheia, da? Deci cheile, soluțiile la orice problemă, deci cheia este cea care încuie și descuie o situație, o problemă, da? O rezolvă, o rezolvare. Deci veți găsi prin comunicare, că mi-a ieșit aici poarta grădinii, ceea ce îmi vorbește că trebuie să fiți mai deschiși la a comunica, de a vă exprima, de a socializa, de a vă căuta prieteni noi, de a vă face un cerc relațional, poate, ca să vă... Să vedem. Deci, prima carte vorbește despre trecutul recent și influența sa asupra lunii octombrie. Da, o lună foarte frumoasă pentru voi. În prima parte, deci, practic, prima carte îmi vorbește despre trecutul recent, îmi vorbește despre poarta casei, ceea ce îmi spune că poate mulți dintre voi v-ați ocupa mai mult de problema casei. De a avea o casă, de a vă schimba casa, de a vă curăța casa, de a vă găsi o casă, de a vă cumpăra o casă, etc. Da? Deci mi-a ieșit poarta casei, ceea ce îmi spune că ați avut o lună septembrie reușită, o lună septembrie în care v-ați rezolvat niște probleme cu bine, care țin fie de planul relațional, cu prietenii, cu familia, fie de... de în planul financiar, da? Deci v-ați rezolvat niște probleme, v-ați găsit soluțiile la probleme. Deci ați avut, unii poate că s-au terminat niște conflicte, ați reușit să puneți la punct niște lucruri, alții poate v-ați ocupat de copii, alții de căsător, de căsnicie, da? Deci de relațiile cu familia. Aici ați avut o lună frumoasă, septembrie, care influențează și în această lună, deci aceste efecte ale lunii septembrie se vor răsfrânge și asupra lunii octombrie. Unii dintre voi poate chiar v-ați cumpărat o casă sau, mă rog, v-ați făcut mai multă stabilitate, da? Deci v-ați stabilit reședința, spre exemplu, v-ați terminat cu actele de reședință, etc., da? Deci ați reușit ceva să vă rezolvați pentru a avea mai multă stabilitate financiară, emoțională, în relațiile interpersonale, la locul de muncă, etc. În prezent, luna octombrie, practic, va duce poarta stelelor, destinul vostru. Veți avea o reușită, o lună foarte, cu foarte mult optimism, cu foarte multe realizări. Depinde de voi să visați, să vă doriți, da? Deci trebuie să aveți dorințe, practic. Pentru că aici mi-apare o prințesă, da? Deci, care stă sub stelele sale, care e înconjoară de stele. Este un simbol cosmic, da? Deci stelele sunt simboluri care, practic, aceste stele reprezintă simbolul ordinei cosmice. Aici am vrea să-mi spună că voi în luna octombrie, care sunteți femei, veți avea o foarte bună intuiție, veți fi protejate de destin, practic, de stelele voastre sunt norocoase, veți avea noroc, veți primi daruri chiar sau vă veți manifesta darurile, talentele, poate acest lucru să mai însemne, veți avea multe vise, speranțe pentru viitor, da? Deci va fi o lună foarte bună în care speranțele voastre vor crește, vă veți face poate și o introspecție, veți fi mai creativi, mai inclinați să vă aplicați asupra talentelor voastre, să vi le puneți în valoare. Da? Deci vă veți manifesta felul vostru adevărat, esența voastră. Este o lună în care, practic, reprezintă practic o invitație foarte importantă adresată vouă această carte, aceea de a vă valoriza talentele proprii, da? De a vă urma darurile voastre, înclinările voastre naturale, pentru că acestea vă pot deschide noi uși, noi direcții, pe care poate la început nici măcar nu le-ați luat în calcul.
Poate voi ați știut că aveți niște daruri deosebite, niște talente aparte, dar nu vi le-ați poluat în calcul prea mult. Poate le-ați luat așa doar în joacă sau ca pe un hobby. Dacă ați privi mai cu atenție asupra acestor hobby-uri ale voastre, este foarte posibil ca acestea, dezvoltându-vi-le, aplecându-vă mai mult asupra lor, să le valorificați și să vă dea o direcție în viață. Deci va fi o perioadă foarte bună în luna octombrie pentru voi, mai ales pentru cei care au aplicări artistice. Va fi o lună în care vă puteți să începeți, faceți niște cursuri, să studiați, da? Să vă urmați o carieră artistică. Tot ceea ce veți face în această lună va fi răsplătit, da? Pentru că va face să înflorească creativitatea voastră, vă va pune în valoare. Puteți să luați, veți avea practic de ales și cu locul de muncă, încercați să vă alegeți un loc de muncă care să corespundă cu înclinațiile voastre. Din punct de vedere al relațiilor sentimentale, practic luna octombrie este o lună pozitivă pentru relațiile sentimentale, deci relația în care sunteți e posibil să aibă mai multă pozitivitate, cu siguranță. Ar trebui doar să încercați să vă abandonați vechile strategii și să vă demonstrați cine sunteți voi cu adevărat în această relație. Pentru că doar așa veți avea succes și veți sta lângă persoana care vă merită, da? Pe care, deci, nu veți avea de suferit, pentru că arătându-vă așa cum sunteți voi, persoanele care vă acceptă așa cum sunteți și le plac ce de voi așa cum sunteți și vă respectă, vă apreciază pentru ceea ce sunteți, acelea sunt persoanele care într-adevăr vă pot face fericiți, da? Cartea practic vă sfătuiește în general ca să rămâneți încrezători în ceea ce sunteți voi și să vă urmați pasiunile și intuiția și să vă respectați principiile și valorile, da? Cu alte cuvinte, nu faceți compromisuri. Iar ca și viitor, în această lună vă deschide viitorul totuși unei femei împlinite, poate, dacă sunteți femei, majoritatea, sau a vă demonstra intuiția, ceea ce vine și de la Cartea Stelei, influența, deci voi sunteți niște persoane foarte intuitive, o femeie, poate, sau dacă sunteți bărbați, o femeie de acest gen joacă un rol foarte important în viața voastră, poate să fie soție, mamă, prietenă, iubită, sau veți cunoaște o astfel de femeie care vă va descoperi, dezvălui o lume nebănuită, necunoscută, da? Care are multe fațete lumea, da? Și ea vă poate introduce în niște taine, da? Ale universului, ale lumii, deci este o femeie cu foarte multe, cu foarte multă cunoaștere, cu foarte, o foarte bună intuiție. Aici Poarta Lunii vorbește despre intuiție, introspecție, despre daruri, poate darul premoniției, al divinației, da? Pentru că mi-au și aici influență Poarta Stelelor, Poarta Lunii. Deci este foarte posibil ca unele dintre voi, femei, să vă ocupați, poate sau ați putea să vă orientați către divinație sau să urmați niște cursuri, ceva în acest domeniu, pentru care aveți intuiția dezvoltată, da? Cam asta e tot ce pot să spun și pentru persoanele care și-au ales piatra roz. Haideți să vedem pentru persoanele care și-au ales varianta pietrei mov. La ce vă puteți aștepta în luna octombrie? Cum va fi luna octombrie pentru voi? Din punct de vedere financiar și relațional. Voi trebuie să aveți grijă că cu încuietoarea, da? Deci încuietoarea vorbește despre acel mecanism care încuie și descuie ușa. Aveți grijă să nu-l blocați, aveți grijă să fie unul care funcționează bine, care funcționează perfect, da? Deci și la propriu și la figurat, pentru că seratura, încuietoarea, este cea care închide și deschide uși, posibilități, oportunități, da? Deci, pentru că voi mai aveți și aici Poarta Iadului, ceea ce îmi spune că veți fi supuși la niște probe. Da, deci aveți grijă, poate cineva încearcă chiar la modul propriu să vă fure, să vă dea foc, să vă... Da? Vedem despre ce vorbesc cărțile. Iar Poarta Iadului mai vorbește despre faptul că sunteți condamnați într-un fel sau altul în această lună să vă... poate să vă reorientați, să vă regăsiți, să vă...
Da, nu, e posibil ca din tăiere vouă să vă iasă, a ieșit săratura și poarta, este posibil ca cineva să încerce cumva să vă facă rău, da? Să vă atragă într-o situație de iad, da? Deci aveți grijă cu acea, cu acea cuietoare, da? Să nu încerce cumva cineva să vă intre în casă să vă fură sau cineva care să vă afle de secretele, poate, ca să vă poată crea probleme, da? Să vă facă viața un iad. Pentru că în prima parte, deci trecutul vostru, ce ați avut voi în luna septembrie, influențele, deci din trecutul apropiat, îmi vorbește aici, spre exemplu, despre sublima poartă, ceea ce îmi spune că ați avut, poate, reușite financiare sau printr-o colaborare sau printr-o persoană care a știut să vă dea indicații bune, să vă ajute, v-a sprijinit, nu știu, v-a dat niște sfaturi bune, poate. Pentru că mi-a ieșit aici sublima poartă, ceea ce îmi vorbește despre o persoană care este o persoană rafinată, o persoană care îi place să poate să trăiască bine, să mănânce bine, sau este o persoană cu mai multă posibilități materiale, da? Deci are, v-a ajutat într-un fel sau altul. Deci această persoană v-a făcut o lună să depășiți cu bine luna octombrie din toate punctele de vedere. Deci, fie că, sau într-o relație, poate v-ați adresat, pentru o relație v-ați adresat, ați căutat sprijinul, sfatul la un psiholog, la un preot sau la cineva care se ocupă cu divinația, spre exemplu, ca să aflați mai ce ar trebui să faceți pentru a vă îmbunătăți relația sau pentru a avea o relație, da? Din punct de vedere financiar, am spus la fel, ați putut, sau voi sunteți o astfel de persoană, o persoană care aveți foarte multă încredere în voi, foarte multe cunoștințe, aveți foarte multă putere, capacități imprenditoriale, da, deci sunteți o persoană descurcăreață. În prezent, în luna octombrie, mi-a ieșit poarta paradisului, ceea ce îmi spune că pentru voi va fi o energie foarte pozitivă, foarte sublimă, spirituală. Voi, din punct de vedere spiritual, veți evolua în luna lui octombrie, vă veți regăsi spiritual, poate vă veți descoperi calea voastră, destinul vostru în viață, veți urma calea paradisului, da? Deci poate veți fi mai, veți respecta valorile și principiile în care ați fost crescuți, poate, sau veți descoperi adevăratele principii și valori care contează, da? Deci, pentru că este o carte foarte, foarte pozitivă, cartea paradisului, deci trebuie să-l păstrați, trebuie să vă angajați în fiecare zi ca să construiți acest paradis, să zic așa, vedeți cum aici această alee care urcă, deci pas cu pas trebuie practic să construiți acest paradis, să aveți încredere. Cartea vorbește de că vă veți îndeplini niște vise, veți avea parte de fericire, veți fi răsplătiți pentru eforturile voastre, deci tot ce au fost, dacă ați avut principii sănătoase de viață, valori reale, veți fi răsplătiți pentru toate lucrurile astea, deci voi v-ați construit pas cu pas, urmând aceste principii și valori, drumul către paradis, da? Veți reuși să vă atingeți obiectivele, să vă realizați visele, practic, în această lună. Este o carte foarte, foarte pozitivă, cum am spus, și dacă vă căutați un loc de muncă, acest lucru îmi spune că așteptarea voastră va avea un rezultat pozitiv, deci veți putea găsi un loc de muncă, vă veți îndeplini practic obiectivele, veți avea succes, veți fi răsplătiți pentru eforturile, pentru munca voastră, și dacă la locul de muncă, deci luna octombrie va fi o lună foarte reușită și din punct de vedere material și din punct de vedere al locului de muncă. Poate să indice că dacă doriți să vă schimbați rolul în această, la locul de muncă, veți avea reușită să înaintați în carieră, da? Deci dacă veți reuși să treceți la o treaptă superioară, da? Deci să aveți o altă funcție mai importantă la locul vostru de muncă, veți reuși sau veți reuși să obțineți mai mulți bani de la locul de muncă, da? Din punct de vedere sentimental, la fel, cartea vorbește, este foarte pozitivă și îmi vorbește despre faptul că vă puteți realiza un propriul vis, propriile speranțe, că persoana care vă interesează, vă poate, dacă vă interesează o persoană, dacă iubiți o persoană, este posibil ca să vă împărtășească sentimentele, să vi le întoarcă.
să-și le manifeste, sau dacă sunteți într-o pereche deja formată, da? Deci dacă sunteți într-o relație, este și chiar posibil să mergeți mai departe, să vă și căsătoriți, da? Să stați împreună, sau e posibil să faceți un copil, da? Este posibil și acest lucru. Deci, sau pentru cei care sunt singuri, este posibil în această lună să-și găsească persoana cu care ar putea să meargă mai departe, să-și construiască acest paradis împreună, da? Ca și viitor, deci în această lună îmi vine să-mi întărească ceea ce îmi spune practic prezentul, îmi vine poarta grădinii, ceea ce îmi spune că este pasul succesiv, este că veți fi în centrul atenției, este locul ideal în care voi veți crea un paradis, o grădină a paradisului, va ieși paradisul și grădina paradisului, practic, da? Deci vi se deschid porțile raiului vouă, da? Deci practic voi intrați în paradis, veți trăi ca în paradis, veți avea tot ce aveți nevoie, bună stare, prieteni, o viață socială, călătorii, veți fi mai creativ, veți avea realizări interioare, deci din punct de vedere spiritual, voi veți simți împliniți, veți avea rezultate neașteptate. Deci în 9 octombrie, voi care v-ați ales piatra MOV, veți avea o lună foarte, foarte reușită din toate punctele de vedere. Ea vine ca o consecință a lunii a trecutului vostru apropiat, septembrie, august poate, da? Deci lunile anterioare au influența asupra acestui. Și practic voi tot ce construiți acum în octombrie va avea viitor, ați ajuns la capăt de drum, ca să spun așa, pentru voi. Deci voi sunteți la final. Ați ajuns la o treaptă, la un nivel de cunoaștere, de înțelegere, de spiritualitate foarte ridicat. Da? Deci MOV-ul, practic, și prin cine și-a ales piatra MOV, ca și culoare, este o culoare spirituală, da? O culoare a cunoașterii, a misterelor. Deci voi ați descoperit cheile care să deschideți poarta paradisului, să intrați în paradis și aveți această grădină care vă așteaptă, voi intrați în ea. Deci voi din octombrie, noiembrie încolo vă puteți aștepta că veți intra în paradis la modul propriu pe planul terestru, da? Deci în acest sens. Practic, cartea vă sfătuiește să nu așteptați să faceți ce vă place, ci chiar să începeți să faceți ce vă place, pentru că fericirea voastră este acum, în acest moment, pe acest pământ. Da? Deci creați-vă pas cu pas paradisul în acest fel, respectându-vă principiile și valorile, și cu cât vor fi mai înalte principiile și valorile, cu atât mai solid va fi acest paradis, da? Deci cu atât mai mult veți rămâne în acest paradis. Cam asta e tot ce pot să vă spun pentru aceste predicții pentru luna octombrie. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că vă ajută să vă îmbunătățiți luna octombrie la maxim, să extrageți maxim de beneficii și că veți avea o lună foarte frumoasă din toate punctele de vedere. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți, aveți butonul pentru abonare sub acest filmuleț, folosiți și clopoțelul de lângă butonul de abonare pentru a vă putea pentru a putea primi la timp notificările cu noile predicții care le fac. Lăsați-mi și mesajele, feedback-urile voastre pentru aceste predicții și totodată am o rugăminte să lăsați întotdeauna când urmăriți aceste predicții care le fac pe canalul meu de predicții Chris Tarot, să lăsați publicitatea să curgă, să nu opriți clipurile publicitare, pentru că acest canal îmi ajută la, aceste clipuri publicitare ajută la creșterea acestui canal, la îmbunătățirea lui. Vă doresc în continuare o duminică plăcută și o lună octombrie excelentă din toate punctele de vedere. Să fiți iubiți și să iubiți. La revedere!